Salutare tuturor! Numele meu este Bianca și... Oh, doamne, ce... Ok! Deci! A trecut ceva timp. Și... s-au întâmplat multe de atunci, like... Holy shit! Nu ne-am mai văzut, cred că, de când am făcut episodul 30 de pe My Candy Love sau 38 pe mai pe Amor Zucre, nici măcar nu mai știu, e un absolut dezastru, e groaznic. Deci, s-au întâmplat multe și clasa 12 s-a întâmplat. Ok, vorbim serios, anul ăsta a fost un an foarte interesant, ca să spun așa. Am început clasa a 12-a, ultima clasă din ciclul liceal și asta înseamnă că voi da examenul de bacalaureat în vara asta, în aproximativ o lună și o săptămână, ceea ce e minunat. Am belit-o. Să se ducă, abia aștept să se termine, nu mai pot, sunt exasperată. Și cam de aceea nu prea am fost mai deloc activă pe YouTube. Adică, în general, m-am uitat foarte mult pe YouTube la filmulețe. A fost, cred că, cea mai activă perioadă din viața mea în care m-am uitat la filmulețe. Dar n-am mai făcut, pentru că a fost o perioadă așa încărcată pentru mine, încât n-am mai... Ok. Nici măcar nu știu de unde să încep. Poate cu începutul, ca să zic așa, acum câteva zile am primit un mesaj foarte înduioșător și drăguț de la o fată pe contul de My Candy Love, contul de Wendy, care mi-a spus că îi este dor oarecum să vizioneze filmulețele mele și pentru și doar pentru că și atunci când face treabă prin casă sau mare timp liber se mai uită la filmulețele pe care le-am făcut eu în trecut și mi s-a părut foarte înduieșător și eram ușor emoționată pentru că nu credeam că o să se mai uite cineva la filmulețele mele cu Sweet Flirt după ce serverul s-a închis, normal, și e interesant. Pentru că, pe lângă faptul că a început clasa a 12-a și sunt în linie dreaptă către examenul de bacalaureat, de asemenea, odată cu publicarea episodului 30, trebuie să fiu onestă, vizualizările m-au cam descurajat pe el. În prima săptămână, ca să zic așa, nu făcusem decât... Cred că am făcut doar vreo 360 de vizualizări, 500 maxim la câteva dintre ele și niciodată n-am pus preț pe numărul de vizualizări, pe numărul de abonați sau pe altfel de numere care să mă facă să mă simt mai bine. Eu niciodată mă simt bine. Dar a fost descurajator și mă așteptam oarecum ca persoanele să nu se mai uite la filmulețele mele, având în vedere că Sweet Spiritul s-a închis și mi s-a părut un efort care nu merita, efectiv, nu merita să îmi pierd timpul
să fac filmulețe, să filmez și să le editez dacă este. Acum când sunt cu bacul și trebuie să mă axez cât mai mult pe învățat. Nu e ca și cum am axat foarte mult pe învățat anul ăsta. Lăsând asta deoparte, am fost o perioadă foarte aiurită, ca să zic așa. Am avut mai multe perioade aiurite, ca să zic așa. Am avut niște momente mai triste, niște momente în care nu m-am simțit cel mai bine. Am avut și probleme de sănătate. Am avut și niște probleme de sănătate. Am început anul minunat cu diaree și în a doua zi cu ciclu. Superb. Nu m-am simțit chiar în cele mai bune spirite, ca să zic așa. Deși s-au întâmplat unele dintre cele mai nemaipomenite lucruri din viața mea, ca să zic așa. Odată cu începerea anului nou și poate cu ocazia asta o să discut mai mult, dar nu acum, asta e o discuție pentru mai târziu. Dar nu am găsit motivația, n-am găsit interesul efectiv ca să mai fac filmulețe, pentru că cine mai stă să mai uite acum la My Candy Love? Cine mai stă acum să se uite la mine care comentează și încearcă să traducă din engleză în română fără reușită? Niște episoade care oricum au fost oprite pe versiunea română, serverul românesc nu mai există, jucătorii care au fost pe serverul românesc ori au reușit să-și transferă contul undeva, ori n-au reușit și nu mai găseam efectiv nici inspirația, nici motivația și nici timpul necesar ca să fac filmulețe noi. Asta este ca un fel de mică explicație de ce am fost așa de inactivă. Nu e ca și cum n-am mai fost așa inactivă în alte momente. De asemenea, am ajuns să mă gândesc că, uite, dacă nu mai trebuie sau nu mai pot sau nu mai este lumea interesată de filmulețe cu My Candy Love, aș putea să fac cu totul altceva. Să fac filmulețe despre cărțile pe care le-am citit sau despre lucrurile pe care le-am învățat în timpul liceului, lucrurile pe care le-am învățat eu în timpul vieții mele de 18 ani. Wow! Da, 18 ani, nici eu nu cred chestia asta. Dar mă gândeam la tot felul de alte filmulețe pe care aș putea să le fac și la alte lucruri pe care aș putea să le discut, pentru că în episodul 38, așa pe care l-am făcut în engleză, tradus din franceză pe Amour Sucré, au fost acolo niște chestii, mai ales la început când a venit vorba despre discuția cu Laieti și mama ei, Lucy în engleză. Discuția cu mama ei, cu ea care încerca să se acomodeze cu noul ei stil de viață, cu bărbații noi pe care îi aducea mama lui Laieti. A fost o discuție foarte interesantă și am făcut un mini rant, adică am discutat foarte mult și foarte aprins despre acel subiect în timpul filmulețului acela, dar era numai în engleză și nu știu dacă foarte multă lume l-a înțeles. Dar mi-ar plăcea să discut despre mai multe subiecte, mai multe teme care se axează pe aceste lucruri, care se axează pe sexualitate, pe religie, pe credință, pe tipologie, pe modul în care gândim, modul în care reacționăm, modul în care mediul din jurul nostru ne afectează, modul în care percepem lumea. Pentru că este foarte interesant și am avut parte de
a întâlni foarte multe persoane care au reușit să-mi dea și mai multă înțelegere despre lumea în care trăim și despre modul în care anumite persoane gândesc sau reacționează sau de ce reacționează în modul acela. Și este absolut uimitor să te gândești la astfel de chestii și să le discuți, să discuți. Este unul dintre primele metode de a cunoaște, a discuta, a comunica cu alte persoane și prin a descoperi un mic lucru, poți după aceea să te duci și să cauți de unul singur, cu propria ta inițiativă și curiozitate, să vezi ce înseamnă de fapt acel lucru, ce implică acel lucru, ce beneficii sau dezavantaje poate să aducă. Și este absolut mind-blowing atunci când descoperi de fapt cu adevărat ce poate o astfel de discuție să aducă și ce fel de oameni poate să atragă și ce fel de atenție. E impresionant și este uneori foarte plăcut să discuți despre aceste lucruri, pentru că te simți mai ușurat, te simți mai fericit și te simți mai ok cu tine, pentru că ai reușit într-un final să comunici ceva care te apăsa sau care te deranja sau care nu înțelegeai cu adevărat și acum o faci. Și mi se pare atât de important și nu cred că am reușit să aduc atât de multe subiecte, am atât de multe teme de genul ăsta pe canalul meu până acum în filmulețe, pentru că nu erau axate pe așa ceva, erau axate pe vreau să mă întâlnesc cu băiatul ăsta. Dar acum că sunt un picuț mai mare, acum că știu mai multe chestii și că am reușit să descoper și să văd de una singură acele chestii fiind puse în practică, ca să le spun așa, dorința mea de a discuta despre ele și de a vorbi a ajuns la un prag foarte mare și doresc nespus de mult să împărtășesc aceste opinii de ale mele, aceste idei, să vorbesc despre ele, chiar dacă sunt controversate sau chiar dacă sunt un picuț ciudate și m-ar pune într-o lumină nu chiar așa favorabilă, dar e ok. Dar aș vrea să discut pentru că măcar ies cu mai mult din acea discuție dacă nu o fac. Și reușesc să văd mai multe puncte de vedere dacă țin acea discuție și dacă pun efectiv întrebări și îi întreb pe cei care sunt în jurul meu care este opinia voastră despre acest lucru. Credeți că am reacționat cum trebuie? Ce mai probabil nu. Dar așa mă simt eu în momentul de față și e un lucru pe care vreau să-l fac, dar trebuie mai întâi să scap de bug, așa că vreau să știu dacă sunteți interesați, cei care mai sunteți pe canalul meu, să vedeți mai multe filmulețe de la mine, oricum dacă este ca canalul meu să nu mai fie folosit, ceea ce este un pic cam... o să-l folosesc, poate nu chiar cu cele mai interesante sau nuanțate filmulețe, ca să zic așa, dar canalul meu o să rămână, nu o să-l șterg niciodată filmulețele mele, tot o să rămână acolo. Și acum că m-am decis să mă duc la regie, e posibil să vedeți mai multe filmulețe făcute efectiv de mine, filme, scurtmetraje pe care le-am realizat eu sau care au fost cel puțin concepute, gândite, încadrate și plănuite de către mine în dorința de a spune
mici povești care au intrigă și care ajung să fie rezolvate până la finalul filmulețului. Oh, God! Am mișcat camera, îmi pare rău! Și e posibil să postez mai multe filmulețe care conțin efectiv arta mea. Dorința mea de a face filmulețe care se potrivesc pe o melodie și se potrivesc pe un personaj. În așa fel încât personajul și desenele mele să reușească să spună o poveste în contextul melodiei. E posibil, dacă chiar mă țin de treabă, să mă apuc și să postez astfel de filmulețe, să postez mai multe filmulețe cu mine efectiv desenând în Photoshop sau chiar pe hârtie, cu mine citind, cu mine discutând despre anumite cărți pe care le-am citit, cu mine discutând anumite opinii asupra unor lucruri, cum am vorbit mai devreme, vreo 10 minute, cred că. Cu mine discutând niște modalități de a învăța mai bine la școală, pentru că eu am fost vază și am suferit foarte mult din cauza asta, cum să te axezi pe anumite lucruri, cum să fii mai ordonat, cum să fii mai încrezător în sine, cum să fii mai onest, cum să fii mai bun, sau măcar să încerci să fii mai bun, pentru că oamenii în general nu sunt perfecți, niciodată nu o să fie perfect și nu există perfecțiune în om, numai natura în sine, în general, și cosmosul e perfect, cred că. Dar noi, ca și ființe umane, avem cu toții defectele noastre. Nu e ca și cum nu am făcut greșeli pe care le regret, nu e ca și cum am zis unele lucruri care sunt total false, nu e ca și cum am gândit rău sau am judecat pe cineva, chiar dacă nu trebuia să-i judec. Adică e natura omului să facă unele lucruri care nu sunt chiar așa ok din punct de vedere moral. Și e absolut ok dacă se mai întâmplă o scăpare din aceasta, în care te gândești, oh, vai, ce urât e îmbrăcată, sau ce urât s-a comportat, sau ce urât ca și fizionomie sau caracter este. Astea sunt niște exemple cam proaste, pentru că o persoană poate să se judece din punctele astea de vedere, dar să-ți judeci din punct de vedere al unei acțiuni sau al unui eveniment fără să știi adevărata poveste sau ambele părți ale poveștii. Ok, bitch, sit down. Dar da. Am rămas fără cuvinte. Asta ar fi ceea ce aș vrea eu să fac în continuare cu YouTube. Să fac filmulețe în continuare, dar să nu fie neapărat cu dating sim. Adică îmi place în continuare la nebunie dating simurile, dar am impresia că nu mai am timp efectiv să le joc. N-am mai fost efectiv activă ca să joc episoadele de foarte mult timp. Adică de când am început clasa a 12-a, doar m-am logat pe fiecare cont ca să am banii și pe aurile necesare și să le tot strâng, dar de jucat efectiv episoadele, numai un cont, contul de America, este la episodul 40 și nici măcar nu l-am început, e doar click! Și am început să joc un alt joc care se numește Love Nikki, Nikki Love. Una dintre două, o să pun o poză cu jocul pe ecran, dar e absolut genial. M-am drăgostit de el
din prima era un joc la care îi se făcea reclamă pe YouTube, ghișe, și acum sunt înnebunită după un alt joc. Deci nu e ca și cum m-am lăsat complet. Am fost foarte activă în timpul evenimentelor și pe Eldaria și pe Amorzul Crash și toate serverele care vin cu el. Sunt foarte entuziasmată de noul joc pe care îl introduce Chinomiko, care este Moonlight Lovers. Am și un cont pe... cred că am două, unul pe Anglia și unul pe Germania, pentru Henry's Secret, care este un alt joc făcut de Beemov, foarte interesant din punct de vedere al artei, pentru că este oarecum 3D și personajele se mișcă continuu și asta mi-a plăcut foarte mult. Good job, Chino! și vroiam să le joc, adică vroiam să joc Henry's Secret. Moonlight Lovers n-a apărut încă, dar o să apară anul ăsta, so I'm like, I can't wait. Și cu Henry's Secret n-am putut să continui pentru că trebuia să investesc mult prea mult timp și timpul nu îmi permitea așa ceva. Yay! Așa că am rămas doar cu logarea în fiecare zi pe Eldaria și pe My Candy Love și celelalte servere. Dar dacă lumea este interesată, aș putea continua să fac filmulețe care sunt legate de dating sim-uri, de jocuri de întâlnire cu băieți frumoși și poate cine știe niște fete frumoase. So like, yeah, e ok. Asta aș putea să continui dacă voi sunteți încă interesați, aș putea și eu să continui, aș face cu cea mai mare plăcere toate celelalte episoade care au mai rămas din My Candy Love și să ajung chiar la My Candy Love University, pentru că cei care nu știu, My Candy Love, școala de liceu, doamne, viața de liceu! Povestea jocului care a avut loc în liceu, în My Candy Love, a luat un sfârșit în episodul 40, când am făcut tutoriatul. Povestea efectivă cu liceul a luat un sfârșit cu episodul 40 și o să înceapă acum viața de facultate, ceea ce este like mai potrivit pentru mine pentru că termin liceu fix anul ăsta și teoretic ar trebui să încep facultatea anul ăsta. Dar vă zic că acum nu e nicio șansă pentru mine să intru la un ATC de acum. Și aș face cu cea mai mare plăcere celelalte filmulețe cu episoadele care au fost lăsate în urmă și aș continua să fac filmulețe cu dating sim-uri, dar aș dori să fac și mai multe chestii, să fac filmulețe despre cărțile pe care le-am citit sau pentru cărțile pe care vreau să le citesc, despre cum să scrii, cum să creezi personaje, cum ai putea să te ajut să creezi personaje, cum ai putea să te informezi despre personalitățile oamenilor, despre crearea unui personaj, despre șlefuirea lui efectivă ca acesta să devină un personaj minunat și credibil. Importanța anumitor materii la școală, deși este foarte interesant și foarte evident că nu toate materiile sunt importante la școală. Hello! Și de ce unele dintre ele nu sunt importante sau de ce nu ne ajută? De ce școala este extraordinar de importantă, dar ne face mai mult rău decât bine sau poate chiar ne face mai mult bine decât rău, dar e mai
so you know, dar mi-ar plăcea să fac mult, mult mai multe lucruri când vine vorba de filmulețe, așa că vă rog, spuneți-mi ce părere aveți, ce ați dori să vedeți de la mine, dacă sunteți de acord cu câteva dintre ideile pe care le-am enumerat, dacă vreți doar să fac asta sau vreți să fac asta sau nu mai vreți să mai fac filmulețe deloc, apreciez mult și asta, sau ce întrebări aveți, că poate așa o să încep, întrebări simple, care nu mai sunt legate neapărat de jocul Sweet Fear sau My Candy Love acum. Trebuie să ne obișnuim cu My Candy Love acum. Și să-mi spuneți opiniile voastre. Pentru că până la urmă am realizat că nu eu am făcut această comunitate, ci voi. Eu am doar adăugat ceva filmulețe haioase și bizare în amestecul din film, de filmulețe Sweet Spirit care existau în 2013-2014 și după aceea voi le-ați luat și le-ați apreciat foarte mult, dar voi contați cel mai mult, așa că vă mulțumesc pentru că ați vizionat acest filmuleț. Sper să vă revăd cât mai curând, pentru că am un mic filmuleț special pregătit pentru voi. Nu e pregătit, nu l-am editat deloc, doar este plănuit, ca să zic așa, pentru că o să vină un eveniment în weekendul ăsta, pe 20 mai, la care o să particip și care o să vreau să fac un filmuleț în detaliu cu cum am să mă pregătesc eu pentru el și cum o să fie efectiv acolo. Cred că câțiva dintre voi deja știu despre ce eveniment mă refer. Și de asemenea, sper să aveți o zi minunată și sper să ne vedem cât mai curând cu ce aș face eu. Eu vă pup și să aveți o zi splendidă! Pa, pa!